Ceea ce se întâmplă acum este datorită faptului că pe măsură ce guvernul PNL rămâne la guvernare, în fiecare săptămână care trece, PNL scade un procent, două, trei, în funcție de măsurile pe care le iau. Eu constat că, și vom vedea, luni o să vedem o nouă scenă din Titanic Vals, cu cineva la tribună în care o să spună, vă rog să nu mă votați. Sau o formă de acest fel. Cred că dacă la acea delegație care a mers la Cotroceni ar fi fost un Mircea Ionescu Chintus, dacă ar fi fost Alexandru Paleologu, dacă ar fi fost chiar și Crin Antonescu sau Puiu Hașoti, dau exemple de oameni pe care eu îl consider liberali, adevărați liberali. Cred că demnitatea lor și tot ce înseamnă democrație și tot ce înseamnă istoria acestui partid i-ar fi împiedicat să plece de acolo cu o nouă nominalizare. Cred că mândria, demnitatea ar fi trebuit să-i facă să spună, domnule președinte, n-avem majoritate, haideți să aducem țara la normal, haideți să încercăm să lucrăm împreună și să facem ce trebuie să facem pentru țară și să lăsăm orgoliile, să lăsăm patimile, să lăsăm supărări și să încercăm să ne gândim în primul rând la români. Nu la noi, nu la partide. Așa, nu trebuie să-mi dați voie trebuie să luăm o publicitate.